Lăudați să fie Dumnezeu! Supunerea, ascultarea, o poruncă dumnezeiască. Sunt două feluri de a aborda cuvântul acesta, supunere. Este abordarea biblică care este cea adevărată și în ea învățăm adevăratul sens al cuvântului supunere și ascultare. Și există înțelesul lumesc pe care îl dă lumea de afară prin însemnătatea cuvântului supunere. Problema este dată de faptul că acești doi termeni nu sunt înțeleși la fel din perspectiva biblică și din perspectiva societală. De aceea cuvântul supunere, precum și implicațiile care derivă de la acest cuvânt, este mărul discordiei al societății postmoderne. Având un înțeles deplasat de ceea ce cu adevărat înseamnă cuvântul supunere, societatea modernă, precum și alte organizații, militează pentru așa zisa egalitate, justiție socială, social justice, cum e un termen care îl auzim foarte mult la media. Lumea aceasta a declarat război familiei tradiționale, a declarat război patriarhiei, ideea că un tată este cel care a primit autoritate în casa lui din partea lui Dumnezeu pentru a-și conduce casa înspre Dumnezeu. Și altor valori nobile care au conturat viața timp de mai multe milenii, societatea le-a declarat război frontal. Ceea ce nu realizează însă societatea este că toate aceste schimbări îi vor aduce propria distrugere. Este cancerul societății, celula canceroasă mai este numită și celula sinucigașă. Ea va continua să mănânce alte celule din prejurul ei tot mai mult, tot mai mult, până va ajunge să devoreze trupul care o poartă pe ea însăși, rezultatul final fiind nu doar moartea trupului, ci și moartea acestui cancer. Și aceasta este caracteristica societății noastre, prin felul cum înțelege lumea de afară supunerea. Învățând din cuvântul lui Dumnezeu că supunerea de fapt este factorul cheie care ține lucrurile într-o bună rânduială și funcționabilitate așa cum a făcut Dumnezeu să fie. În primul rând, frați și surori, supunerea, ascultarea, nu este un construct social, a social construct, cum se spune afară de cei care militează pentru drepturile umane, împotriva rasismului și împotriva altor lucruri pe care putem să le vedem afară. Ideea aceasta de supunere și de ascultare vine de la Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, lumea de afară spune că familia este un construct social. Oamenii au inventat familia și bărbați în mod deosebit ca să opreseze femeile, să le țină pe post de roabe și de sclave și astfel ei să fie aceia care să conducă. De aceea mișcarea feministă s-a ridicat cu dorința aceasta de a duce egalitate. Și noi înțelegem din perspectiva biblică că în ceea ce înseamnă valoarea înaintea lui Dumnezeu există egalitate. Și dați-mi voie să spun că niciunde în lumea aceasta și nicio societate nu ridică la un nivel de cinste mai tare femeia decât ridică cultura creștinească așa cum învață Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Dar lumea de afară spune că acesta este un construct social. Însă originea ascultării și a supunerii vine de la Dumnezeu. Supunerea se poate înțelege prin prisma ierarhiei. Pavel, apostolul luminat de Duhul Sfânt, spune că mai înainte de toate vreau să știți că bărbatul este capul femeii, Hristos e capul oricărui bărbat și Dumnezeu e capul lui Hristos. Și există ierarhie pentru că există ideea de supunere. Fără ideea de ierarhie, cuvântul acesta de supunere nu ar avea un înțeles prea bine definit pentru noi. Așadar, el originează mult înainte de a fi oamenii pe pământul acesta. La nivelul Trinității,
Învățăm despre supunere. Fiul întotdeauna se supune tatălui. De fapt, cel mai mare exemplu al supunerii îl vedem în însăși persoana Domnului Iisus. Prin faptul că s-a supus voii tatălui să vină pe pământul acesta încarnat în trup de om. Prin faptul că s-a supus voinței tatălui de a fi jertfa desăvârșirii. Prin faptul că când se va termina împărăția, spune Pavel în 1 Corinteni 15, fiul va da înapoi împărăția în mâinile tatălui și el însuși se va supune tatălui ca Dumnezeu să fie totul în toți. Ideea de supunere nu este o idee inventată de liderii religioși, pentru că au nevoie de credit în fața publicului. Ideea de supunere nu este o idee inventată de conducătorii politici ca să își poată ține în frâu poporul care îl cârmuiește. Ideea de supunere vine mult, mult mai dinainte, pentru că ea originează din Dumnezeu. De fapt, care a fost prima problemă care a apărut în spațiul cosmic înainte de a fi pământul acesta populat cu oameni? N-a fost cumva nesupunerea unuia dintre arhanghel, care nu era oricare, era însuși Lucifer, îmbrăcat cu atâta slavă și mărăție și strălucire, dar care în inima lui a dat curs gândului de a fi deopotrivă cu Dumnezeu, nesupunându-i se lui ca Dumnezeu? De fapt, nesupunerea l-a făcut să fie aruncat de pe muntele lui Dumnezeu. Citim despre Domnul Iisus că în procesul acesta de ascultare și de supunere n-a găsit deopotrivă să fie asemenea cu Tatăl. Măcar că era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, el a înțeles supunerea față de Dumnezeu și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și rezultatul pe măsură Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și a dat numele care este mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Și în această seară noi mărturisim gloria Domnului Iisus Hristos, dar ceea ce i-a dat lui dreptul acesta a fost tocmai școala supunerii care a trecut-o cu brio. Și atunci de aici se poate ridica o întrebare. Dacă în spațiul cosmic nesupunerea a fost ceea ce l-a făcut pe Lucifer să fie aruncat de la fața lui Dumnezeu, iar supunerea l-a făcut pe Fiul lui Dumnezeu să fie înălțat la un rang atât de înalt, oare pentru noi, oamenii care avem cuvântul lui Dumnezeu, Constituția aceasta, care este a creștinismului, este legea noastră după care ne ghidăm și înțelegem că Dumnezeu așează supunere în lumea aceasta, nu doar la nivel spiritual, bisericesc, familial. Frații aminteau și nu vreau să intru în detalii, dar sunt aceste domenii în care trebuie să se manifeste supunerea. Este supunerea față de stăpânire, așa cum se spunea. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că toate acestea merg până la un punct și punctul acela comun este atunci când interferează cu legea lui Dumnezeu. Știți de Daniel, care era un om supus legătoriilor, dar când împăratul a vrut să își ia închinarea care trebuia să fie adusă lui Dumnezeu, omul acesta s-a împotrivit. Noi suntem supuși autorităților și chemați să ne rugăm. Dar dacă va veni momentul când autoritățile vor vrea să ne forțeze în supunere mai mult de ei decât de Dumnezeu, atunci noi trebuie să alegem între supunerea față de Dumnezeu sau față de autorități. Există domeniul acesta al supunerii față de mai mari biserici, așa cum spunea fratele Beni și amintea din Evrei, din capitolul 13. Și Pavel spunea despre ordinea aceasta că Dumnezeu a dat pe unii cu diferite funcții. Însă, chiar și aceasta merge până la un anumit punct, până când fețele bisericești rămân fidele cuvântul Scripturilor. Nu-i așa? Dacă n-ar fi fost oamenii luminați și nu s-ar fi
răsculat împotriva fețelor bisericești, niciodată n-am fi putut vorbi despre protestanism, despre neoprotestanți, cum suntem noi. Pentru că oamenii s-au răsculat împotriva clerului și a bisericii care s-au depărtat de Dumnezeu. Și ucenicii spuneau, judecați voi, oare e mai bine să ascultăm de Dumnezeu sau de voi? Sigur, atâta vreme cât rămânem după cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să fie ordine și disciplină și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Există supunere la locul de muncă față de patronul pentru care lucrezi și iarăși, cât timp ești supus? Ești supus până acolo în care unde principiile morale vor să-ți fie abătute. Gândiți-vă la Iosif care era rob în Egipt, care își făcea lucrul lui și Dumnezeu îl binecuvânta. Și era supus lui Potifar și o binecuvântare în casa omului acestuia, până în momentul în care curăția lui morală și integritatea lui a avut să îi fie pătate. Atunci omul acesta a ales să nu fie supus pentru a-și păstra curăția înaintea lui Dumnezeu. Există supunere în domeniul familial, unde Dumnezeu așează această ordine binecuvântată ca soția să fie supusă bărbatului. Și de multe ori citind versetul acesta din 5:21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, oamenii tind să creadă că rând pe rând soții și soțiile vor lua rânduri. Când soția va fi supusă soțului, când soțul va fi supus soției. Lucrul acesta, frați și surori, nu este adevărat și nu stă în picioare. De fapt, versetul acesta deschide seria pentru ceea ce Pavel arată mai încolo domeniile de supunere în familie, în societate și părinți-copii, așa cum s-a citit în capitolul 6. Și acolo, unde nu se păstrează această ierarhie și această ordine lăsată de Dumnezeu, acolo lucrurile nu pot să înainteze. Gândiți-vă dumneavoastră la prima familie în grădina Edenului, unde un om, să spunem așa, a fost supus soției lui. Eu multă vreme când eram copil m-am gândit că Adam era cu treaba lui, semăna, dădea cu plugul, făcea treabă, păzea grădina, în timp ce soția lui avea conversația cu șarpele care o amăgea. Dar cuvântul Domnului spune că de îndată ce femeia a mâncat, a dat și bărbatului care era lângă ea. De aceea Biblia nu spune că moartea a venit în lume printr-un cuplu. Moartea a venit în lume printr-o femeie. Moartea a venit printr-un om și acela a fost Adam. Pentru că în scara ierarhică, cum a așezat-o Dumnezeu, el trebuia să vegheze asupra familiei lui ca lucrurile să nu ajungă unde au ajuns. De aceea, frați și surori, când vorbim despre supunere la nivel familial, nu o facem pentru că vrem noi să ne simțim mai bine. Pentru că vrem noi să coordonăm sau să stăpânim peste cineva, ce o facem pentru că înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că acela este cadrul cel mai binecuvântat, în care soția strălucește cel mai frumos, în care părintele, tatăl își ia rolul pe care îl lasă Dumnezeu și copiii văd un exemplu și un standard înalt, așa cum spunea fratele Benny în mesajul anterior. Așadar, supunerea copiilor față de părinți este un lucru nu inventat de oameni. De aceea nu este voie să se treacă peste el. Nu vorbim de cazurile acelea de excepții în care părinții care nu au responsabilitate sau poate n-au nici toată mintea, nu știu să-și îndrume copiii. Vedeți dumneavoastră când Ionatan s-a împrietenit cu David atât de tare, Saul, fiindcă în inima lui încolțise gândul să-l ucidă, pentru că vedea în David un pericol pentru el și împărăția lui, la un moment dat când la acea lună nouă lipsește David de la masa împăratului, pentru că simțea că nu-i bine și împăratul vrea să-l omoare, îi spune lui Ionatan, dacă se va băga de seamă lipsa mea, să spui tatălui tău că ți-am cerut voie să mă duc la Betleem. Și apoi vei vedea cum tatăl tău va reacționa. Și sigur, Saul când întreabă întrebarea aceasta, unde este fiul lui Isai, și vede că Ionatan i-a dat înlesnirea aceea, ridică sulița, se supără atât de tare pe copilul lui și îi spune, fiu rău și neascultător. Nu știu eu că ți-ai luat de prieten pe fiul lui Isai spre nenorocirea ta și spre rușinea mamei tale? Sigur, acesta este un caz nefericit. Un caz unde un părinte ajunge să fie
posedat de un duc demonic și își tulbură casa. Dar îmi place de băiatul acesta, de omul acesta, de tânărul acesta, Ionatan, care chiar și în momentele acelea știe cum să lucreze cu tatălui. Însă, vorbind despre situațiile normale, situațiile familiilor noastre, să spunem, unde există părinți lăsați de Dumnezeu sănătoși, cu dorințe bune pentru copiii lor, părinți care îl caută pe Dumnezeu, acolo cuvântul lui Dumnezeu spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Supunerea copiilor față de părinți este cheia fericirii și a viitorului copiilor. Fără ascultare și fără supunere, nu există un viitor fericit. De aceea, doresc din toată inima ca toți tinerii, copiii, să fie foarte atenți la capitolul acesta și să învețe să asculte de părinții lor și să le dea cinstea cuvenită. Spune aici cuvântul Domnului că ce este drept. Este drept un copil să-și cinstească părinții. Așa a hotărât Dumnezeu. Este drept pentru că părinții sunt aceia care l-au acceptat să vină pe pământul acesta. Știți că după Revoluție, până în aproximativ anul 2008, România a avortat peste 20 de milioane de copii. Încă o dată, populația României la data de astăzi, mai mult. Dacă un tânăr îi prezent în locul acesta un copil, îi la adunare, îi că acolo niște părinți au înțeles chemarea din partea lui Dumnezeu și nu l-au avortat. L-au primit să vină pe lumea aceasta, l-au adus pe braț de binecuvântare, de dedicare înaintea lui Dumnezeu. I-au purtat de grijă atunci când nu știa nici să meargă, nu știa nici să-și țină capul, nu știa nici să mănânce, nu se putea nici îngriji, nu se putea nici îmbrăca, nu se putea nici spăla. A fost acolo o mamă și un tată care a stat nopțile treji atunci când erați bolnavi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, îi drept. Îi drept pentru că un părinte înțelege cel mai bine inima lui Dumnezeu. De multe ori la întrebarea aceasta care se ridică și îndeoseb din partea ateilor: dacă știa Dumnezeu că omul va ajunge să se depărteze de Dumnezeu, de ce a ales să îl creeze pe om? De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este dragoste. Și a dat omului un liber arbitru tocmai în vederea părtășiei. Pentru că Dumnezeu în fiecare dimineață dorea să aibă părtășie cu omul. Și nu l-a făcut o ființă programabilă. Pentru că, sigur, spunea cineva foarte interesant, care bărbat din locul acesta și-ar dori o soție programabilă? Să mergi acasă, să-i pui un cod și să-ți dea un hug că ai venit acasă. Să-i pui un alt cod și să spună un blid de mâncare pe masă. Nu e așa că ar fi foarte fals și real? Dar vedeți, ca și familiști, înțelegem lucrul acesta grozav pe care Dumnezeu îl lasă omului de a avea libertatea de a alege. Un părinte care alege să primească un copil din partea lui Dumnezeu, îl ține pe brațele lui și se gândește că într-o bună zi, măcar că va încerca cu toate eforturile să-i dea o educație bună, să se îngrijească de el, prin capul oricărui părinte îi va trece la un moment dat gândul acesta: cine știe dacă copilul acesta, când va crește mare, mă va asculta? Cine știe dacă copilul acesta mă va respecta ca și tată? Și părinții își pun întrebarea aceasta și înțeleg mai mult inima lui Dumnezeu, care măcar că știa că omul va ajunge să întindă o mână spre păcat, a pregătit un plan al salvării, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Efeseni, înainte de întemeierea lumii. Nici măcar nu era întemeiat pământul acesta, nici măcar nu fusese creată prima pereche de oameni, nici măcar nu fusese săvârșit actul păcatului și Dumnezeu, în dragostea Lui, a și pregătit un plan de salvare a omului, lăudat să fie Dumnezeu. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Știți că
Faptul că trăim într-un context nou testamentar nu înseamnă că copiii au voie să-și necinstească părinții. Dacă legea Vechiului Testament era la un nivel mai jos, legea Duhului de viață și pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos este la un standard mult mai ridicat. Vreau să vă citesc puțin din cartea Deuteronom, să înțelegeți cam cum era pedepsită neascultarea de părinți în Vechiul Testament. Deuteronom 21, versetul 18. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia, să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru, este lacom și bețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel, să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Vedeți dumneavoastră, dragi tineri, faptul că trăim într-un nou legământ nu înseamnă că sfințenia lui Dumnezeu se anulează. Nu înseamnă că respectul față de părinți se anulează. Cu atât mai mult, el este imputat la un nivel mult, mult mai înalt. Și aici e vorba despre un om oarecare din poporul lui Israel. Dar era o diferență, de exemplu, între un om oarecare din fiul lui Israel care nu asculta și cineva care era fiul de preot. Pentru că vreau să facem paralel aceasta să înțelegem mai adânc. Dacă noi păstrăm termenii aceștia și spunem că în Noul Legământ, în Noul Testament, noi suntem preoții lui Dumnezeu, o seminție care suntem chemați să slujim lui Dumnezeu, când un fiu sau o fiică de-a preotului se pângărea, spunea legea vechi testamentară, și își necinstea trupul și păcătuia înaintea lui Dumnezeu, nici măcar n-avea harul să fie omorât cu pietre, cum avea harul, să spun, bețivul acesta, ci trebuia arsă în foc de viu. Pentru că pentru cei care erau chemați să fie preoți, standardul era foarte înalt. Dar oarecum se gândesc copiii noștri care fac slujbă înaintea lui Dumnezeu că pot scăpa așa ușor? Noi nu facem aici un număr de actorie. Cântăm o cântare, ne luăm catrafusele și plecăm. Spunem o poezie, plecăm la locul nostru. Rostim o cuvântare, o predică, ne vedem de viața noastră. Noi nu facem aici actorie. Noi facem slujbă înaintea lui Dumnezeu. Și noi spunem despre noi că suntem fii de mare preot. Și atunci, cum ar putea cineva să-și permită să calce cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți, de aceea spune Apostolul Pavel în Cartea Evreilor, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să-i aducem lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și focul ăsta încă mai arde. Focul ăsta, așa de sfânt, încă consumă pe cei care fac slujba fără băgare de seamă. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile. Doresc ca Dumnezeu să lase în familiile noastre niște relații sănătoase. Lucrul ăsta, frați și surori, e foarte important. Și eu înțeleg durerea părinților care au copii neascultători și plâng înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, n-aș vrea să gust din cupa aceasta amărăciunii, măcar că nu știu ce îmi va rezerva viitorul. Și doresc din toată inima ca toți părinții să aibă bucuria întoarcerii fiilor acasă. Dar aș vrea părinții să înțeleagă lucrul acesta. Spune aici, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Poți să-l întărâți la mânie. Când, de exemplu, îi ceri copilului tău să fie mai pocăit decât ești tu, când îi ceri să citească mai mult din Biblie decât citești tu, decât te rogi, decât postești, decât vii la adunare, atunci îl întărâți pe copil. Când vorbești într-un fel cu o persoană și vorbești altfel despre aceeași persoană că nu este de față, copilul va vedea, îl întărâți la mânie. Și de aceea spune Apostolul Pavel, părinților, aveți grijă, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie. Și spunea tot el în Cartea Coloseni, ca să nu-și piardă nădejdea. Capitolul acesta al relațiilor dintre părinți și copii este foarte sensibil, dar el trebuie să fie sănătos.
Când se termină Vechiul Testament, cartea Maleahie spune: iată, trimit pe robul meu înaintea ta, care va merge în Duhul și puterea lui Ilie. El va întoarce inimile părinților spre copii și inimile copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Frați și surori, pentru Israel să capete binecuvântarea la prima venire a Domnului, trebuiau ca relațiile acestea să fie relații sănătoase și bune. Pentru noi care așteptăm a doua venire a Domnului Iisus, trebuie să facem tot ce ține de noi, ca relațiile noastre dintre noi și copiii noștri să fie bune înaintea lui Dumnezeu și facă bunul Dumnezeu ca toți să avem bucuria aceasta.